Miercuri 2 martie, handbalistele Romașcane au fost la un pas distanță de a bloca parcursul numai cu victorii al liderei CSM București. Ultimele minute din joc au adus HCM Roma la egalitate, dar liderul a revenit și a învins la un gol diferență, scor final 22-21. Antrenorul Florentin Pera s-a arătat mulțumit de jocul fetelor, chiar dacă scorul a fost în defavoarea HCM Roman. A fost un joc extraordinar de disputat, un joc pe care noi l-am început mai timorat, nu am avut, eu știu, încrederea să mergem mai repede peste CSM București, dar treptat cred eu că ne-am găsit cadența, am reușit să ținem piept unei super echipe cum este CSM București, cu foarte multe valori. Mă bucur că am găsit soluții după pauză să revenim în joc și ne-a lipsit foarte puțin de a obține o surpriză astăzi. Cred că am fi meritat-o după repriza a doua. Jucătoarele de la CSM au dat senzația că se sufocă în repriza a doua. Însuși, antrenorul CSM a recunoscut că nu s-a jucat cum trebuie, mărturisind că inclusiv atmosfera incendiară a suporterilor echipei HCM Roman a pus presiune. It's always tough here in Roman and especially when you give them the little finger, then they take all the hand and I think that we miss a lot of killer instincts because in the first half we had the game completely in control. It's 7-3, we are 6 against 5 and 3 minutes later it's 7-5. So I'm not satisfied that with the first half where we really have control that we are only up by 4 goals. In the second half again we are up 19-15 and then we let go. And we cannot let go with this crowd. The referees will be affected and you clearly see that they will whistle 80-20 in all small situations, but that's natural. That's how it is. So we shouldn't give them this little finger because they will take all here, but we got away with the 3 points. După 43 de meciuri fără înfrângere în campionat, CSM părea că se îndreaptă liniștită către un nou succes. Jucătoarele de la CSM București spun că handbalistele romașcane au dus o adevărată bătălie pentru victorie. Meci destul de dificil pe care ni l-am făcut noi singure dificil. În prima repriză am jucat destul de bine și zic eu colectiv, în a doua repriză cred că am lăsat-o un pic mai moale și din cauza asta au și venit peste noi. Antrenorul Florentin Pera a felicitat echipa și spune că are încredere că în această formulă și continuând parcursul de până acum se poate atinge obiectivul. Experiența cred că și-a spus cuvântul la București, au reușit să-și ia niște acțiuni individuale și să rezolve jocul. Nu pot decât să-mi felicit echipa pentru abordare, pentru determinare, pentru faptul că am fost la câteva secunde de a învinge CSM București. Cred eu că încă o dată am demonstrat că HCM Roman este o forță în România. Mă bucur că reușim jocuri și evoluții foarte bune. Din păcate, uneori mai avem și ghinion. Florentin Pera a pus pierderea victoriei și pe seama faptului că în partidă nu a putut evolua și capitanul echipei, Carmen Stoleru. Din păcate, nu am avut-o astăzi în joc pe Stoleru Carmen, capitanul echipei. Poate dacă ar fi fost și ea în anumite momente, poate am fi putut astăzi să, și în acest moment să ne bucurăm de un rezultat mare pentru HCM Roman. Mergem înainte, cred eu că acest joc și această evoluție dă încredere echipei și sper din tot sufletul să ne realizăm toate obiectivele de performanță propuse. În următoarea etapă, HCM Roman va avea de jucat un meci la fel de dificil pentru că va evolua în deplasare cu HCM Baia Mare, viceliderul din campionat.